Ce s-a întâmplat în istorie pe 17 ianuarie? Începem cu anul 395. În urma decesului împăratului Teodosiu I, Imperiul Roman este împărțit definitiv în Imperiul Roman de răsărit sub Arcadius și Imperiul Roman de Apus sub Honorius. Sărim aproape 1000 de ani, până în 1377, când Papa Grigore al XI-lea mută papalitatea înapoi la Roma de la Avignon. 1595. În timpul războaielor religioase din Franța, regele Henric al IV-lea al Franței declară război Spaniei. 1749, domnitorul țării românești Grigore Ghica dă Hrisovu, prin care reorganizează învățământul din țara românească. Hrisovu stabilește și bugetul Academiei Domnești din București. 1773. Capitanul James Cook conduce prima expediție care navighează la sud de cerc polar Antarctic. În 1821 a fost redactat cererile norodului român. Document cu caracter constituțional.